Azi vreau să vă prezint cum o să cresc înălțimea pe puntea spate cu, nu știu, cred că câțiva centimetri. Și pentru asta am luat niște distanțieri de cauciuc. Patru bucăți. Două pentru stânga, două pentru dreapta. Și acest distanțier nu e formă pătrată, deci are două înălțimi diferite. Eu o să-l pun pe înălțimea cea mai mare, aici, între spire. Deci așa o să vină. Acest canal e pentru ca să intre spira de arc și să se așeze foarte bine. O să pun unul în partea asta și unul în partea asta. Deci două bucăți pe arc. Și să vedem cu ce înălțime o să crească garda la sol. Deci inițial înălțimea am măsurat-o de la buza aripii până jos. Și am 577 de milimetri. După ce le pun, o să măsor din nou și să vedem cu cât a crescut. Am reușit să pun distanțierii. Vedeți? Prins exact aici. Spira stă în gaura asta. Când dau după cric jos, practic spira stă presat pe acest distanțier și distanța rămâne aceeași, nu se lasă mai jos spira. Deci nu lasă spirele să se apropie. Am mai pus unul în spate aici. La fel. Și acum o să las jos roata, să vedem cu ce distanță a crescut înălțimea. Pot mă trec și la cealaltă parte, partea dreaptă, și asta e tot. E, să vedem acum cum se comportă pe drum mașina. O să fie un pic mai rigidă, dar nu e problemă de asta. Acum urmează să pun roata și să măsurăm din nou distanța, să vedem cât are. Am pus roata, am fixat-o și am măsurat din nou înălțimea. Nu m-a crescut foarte mult, a crezut că crește mai mult, dar e suficient. Deci tot așa am măsurat de la buza aripii până jos și mi-a dat 587. Deci doar un centimetru a crescut. Da, e suficient de bine. Și acum o să trec să fac și pe partea dreaptă același montaj și cam asta e tot. Sper să fie foarte bine și să n-am probleme pe drum. O zi bună!